Hai, salut, eu săracu și mine am găsit la un nou episod din Clash Royale după destul de mult timp. După cum știți, nu a mai venit de ceva timp un episod de Clash Royale, dar astăzi avem un draft chest de Challenger 1 și în caz că nu ne pică o legendară, pentru că după cum știți sunt destul de norocos când vine vorba de draft chest-uri, pentru că mai mereu mi-a picat o legendară, dar chiar dacă nu pică o legendară avem un clan chest unde sper să ne pice o legendară. Și ce legendară aș vrea? Aș vrea să fie sincer Nightwish-ul, cred, pentru că mai am nevoie de un Nightwish ca să o pot aduce la level 3, ceea ce ar fi super tare. Și ce am pregătit pentru astăzi? Ok, avem 4 cărți, asta înseamnă că, bun, înseamnă că nu avem legendară, am înțeles. Sau încă mai putem? Încă mai putem să avem o legendară cu 3 cărți rămase. Ok, ce să luăm? Chiar e irrelevant pentru că sunt doar 5 și oricum nu folosesc niciuna, dar o să iau barbarii. Pentru că, na, pentru că de ce nu? Ok, Tesla și scheleți. O să aleg, habar n-am, Tesla chiar nu o folosesc absolut deloc, o să iau scheleții. Ce altceva avem? Fireball și Flying Machine. O să iau Fireball, clar, pentru că folosesc mult mai mult Fireball decât Flying Machine, deși este o carte foarte bună pe care, din păcate, nu prea am folosit-o eu. Și mai avem epicele, care sunt Dark Prince și Dragon, serios, dintre... și am 34 cu 36 și... aoleo... O să iau Baby Dragon, nu știu, pare mai... e ceva mai util decât Dark Prince-ul, cel puțin părerea mea. Ok, mai avem și un Silver Chest, nu am avut nicio legendară încă, avem ceva la quest, ok, 5 rare care sunt scuipicii. Și avem un Clan Chest și da, clanul este așa pentru că s-a refăcut clanul și mă rog, povești, o să vorbesc pe un live despre chestia asta cel mai probabil sau într-un video separat. Mă rog, momentan hai să deschidem Clan Chest-ul și avem 1620 bănuți, 3 Giants, Goblin, 3 Muskies, Ice Golem, Skeleton Barrel, Tesla și Rage. Ok. Ok, avem destul de slăbuți, sincer, adică eu aș fi vrut o legendară. Am zis din start că aș vrea o legendară și legendară aș fi vrut să fie Nightwish. De ce? Pentru că am pregătit și două decuri pentru astăzi. Am pregătit două decuri care sunt teoretic cele mai bune două decuri din meta pe care le pot folosi. Le pot, în sensul că le pot folosi din cauza că am cărțile la level decent. Am cărțile la un level la care să le pot folosi. Ok, hai să vedem ce avem în shop. Poate putem să facem upgrade la ceva. Ieri am vrut să filmez episodul ăsta, sincer, dar mi-am dat seama că draft chest-ul vine mâine, adică astăzi când filmez episodul ăsta. Și m-am gândit să-l amân un pic, dar ideea e că aveam balon în shop și puteam să folosesc deck-ul ăsta, puteam să-i dau upgrade, dar hai să dăm upgrade la ce avem până acum. Avem Executioner și Ice Spirit, cred că o să le folosesc, așa că eu zic că merită un upgrade. Și ce mai avem pe aici de upgradat? Eventual și pompa de elixir, pentru că e o carte pe care o poți pune în multe deck-uri scumpe. Și primul deck de astăzi o să fie Golem Nightwish, care după cum știți era cel mai bun combo atunci când a apărut Nightwish-ul. Să vedem dacă încă se mai descurcă în meta-ul actual. Astea din nou sunt două deck-uri de meca, de meta. Holy shit. Practic asta se folosește acum. Cam asta ar trebui să folosești ca să te poți menține, având în vedere ce cărți folosesc, ce deck-uri folosesc ceilalți. Asta înseamnă de fapt meta. Ok, bun, Hog, nu știu cum o să ne apărăm noi de Hog-ul ăla. O să dăm și un Zap pentru Skeleton Army și pentru Hog, perfect. Perfect, foarte bine jucat acolo din partea mea. Ok, o să punem pompa de elixir. Și cu ce ne vom apăra noi de... Ok, cred că putem să facem așa. N-a fost... A, ba da, a mers ok. Bun, o să pun... Nu știu ce o să fac legat de Mega Minionul ăla. Nu cred că vreau să fac nimic. O să las să-mi dea două lovituri. Ok, și deși Fireball pe pompă. Asta chiar e nasol. Dar putem să începem cu un Golem. Bine, trebuia să-l pun puțin mai devreme. Dar nu sunt obișnuit absolut deloc să joc cu pompa. Oh, shit. Nu o să ne ia turnul pentru că o să pun Nightwish-ul. Dar mi-a stricat push-ul de pe partea cealaltă, pentru că a trebuit să folosesc Nightwish-ul acolo. Dar nu, sper că nu o să-mi ia turnul. Sunt... Se putea mult mai bine de atât. Ok, și să sperăm că nu are Inferno Dragon sau Inferno Tower, pentru că o să-mi dea mari probleme de cap. Oricum am Zap-ul. N-a fost tocmai... Ok, a fost un Zap bunicel. Și acea Nightwish o să dea destul de mult damage. Și Golemul ăla o să dea foarte mult damage acolo. Ok. Și Lumberjack-ul a ajuns până pe turn. Și acum a lăsat Rage-ul, s-ar putea să iau turnul cu acel Golem. Bine, aproape am luat turnul cu acel Golem.
Hai să punem Goblin Gang aici ca să ne scoată. De fapt, nu știu dacă ne scotea turnul sau nu, dar nu vreau să aflu. Cred că nu ne-ar fi scos, nu știu dacă a fost o idee bună să pun acel Goblin Gang, dar a folosit Skeleton Army. Chestie care mă... hai să punem aici pompa. Pentru că știu că o să dea Fireball oricum pe turn. O să-l... nici nu știu ce să fac. Nu avea rost să fac absolut nimic, așa că nu am făcut nimic. Golem direct la pod și... o să fie ceva probleme acolo. Hai mai bine să punem Lumberjack-ul și să dăm un zap chiar acum. Ok, nice. Ne ducem cu push-ul ăla până la... până spre 3 coroane. Hai să vedem dacă reușim să-i dăm 3 coroane înainte. Oricum avea probleme foarte mari pe turn. E un deck ceva mai greu. Cred că o să dăm 2 meciuri cu fiecare deck pe care... adică sunt 2 deck-uri. O să dăm câte 2 meciuri cu ambele deck-uri. Primul meci, oricum deck-ul e foarte bun. Da, mă simt foarte... cum să zic eu? Foarte încrezător când joc cu el. Hai să punem și noi. O să punem exact la fel cum a făcut și el. Nu prea am jucat eu pompă, deci nu prea știu cu ce se mănâncă treaba asta, dar... și nici poison, dar poison nu cred că pot să-l folosesc pentru pompa lui. Cred că ar fi cea mai bună idee să fac asta. O să încep cu golemul din spate. Și ar trebui să păstrez Goblin Gang-ul în mână în caz că o să facă din nou un rush, cum a făcut oponentul de dinainte. A făcut rush cu Elite Barbarians și nu prea mai aveam ce să fac, pentru că asta e cel mai bun counter. În momentul în care vezi că pune... golemul jos, dacă ai Elite Barbarians în mână, pune-i jos, pentru că nu, oponentul nu mai are ce să facă pur și simplu în punctul ăla. Ok, hai să punem Nightwitch-ul aici. O să punem și Lumberjack-ul și dăm și un Ice Spirit. Nu știu dacă Ice Spirit-ul ăla a fost tocmai cea mai bună idee. Ok. Bun, și am dat puțin damage și s-ar putea să... Ok, am dat foarte mult damage pe Musketeer. Ok. Hai să dăm poison-ul acolo și ne luăm ceva damage. Cred că cam tot atâta cât o să dăm și noi cu poison-ul, ceva de genul, de fapt, acolo. Deci e ok. Nu știu dacă are și el golem. Are... pare să aibă un deck foarte asemănător cu al meu. Da. Ok, nu știu ce să fac legat de golem. Asta s-ar putea să fie o problemă, pentru că n-am cu deck-ul ăsta. Bine, e prima dată când... de fapt e a doua oară, pentru că meciul de înainte l-ați văzut. Thanks. Pentru... o să dea Fireball, o să, de fapt, îl ajut să facă Cycle. Dar, nu știu dacă, chiar nu știu dacă e bine ce am făcut eu pe acolo. Oh, shit. O să facem așa și eventual așa și așa. Și dăm și un Poison. Poison defensiv, dar nu știu dacă a fost cea mai bună idee. Hai să zicem că a fost o idee, ok. Am rămas fără turn. Și nici nu mai putem să facem push-ul acum. Da, ok, e greu cu pompa de elixir, eu nu înțeleg cum funcționează, pentru că nu o folosesc. Adică nu și-am folosit-o, mi se pare că din arena 6, arena 5-6 nu am mai folosit niciodată pompa, deși e o carte foarte bună, mie mi se pare ok. Pompa, ok, să facem așa și punem și un Goblin Gang în spate acolo care să ajute la toată treaba aia. Ok, am scăpat de... da. Ok, hai să încercăm să scăpăm de golemul de pe turnul nostru, pentru că... ăla e problema noastră principală. Ok, avem două Nightwitch acolo. Bine, una pleznit pentru că Musketeer acolo. Și am pierdut și turnul, ok. Nu știu dacă n-am, de fapt mai mult ca sigur n-am jucat eu bine, dar e și un deck nou-nouț și nu știu exact cum ar trebui să joc cu el și cam care sunt combo-urile. Dar e un deck cu care mă simt ok. Deci eu pot să spun că e un deck ok, deși am pierdut două meciuri și le-am pierdut 3-0, cred, pe ambele. Este un deck bun. Este un deck bun, trebuie să știți să jucați cu el, trebuie să vă antrenați un pic, eu nu m-am antrenat absolut deloc. Dar avem și deck-ul ăsta pe care nu l-am mai văzut, sau cel puțin nu mi-am testat eu să-l mai fi văzut până acum, dar pare foarte interesant. E un cycle destul de mic, e un deck de 3.1, nu e un deck cu pompă, cu chestii care mă stresează pe mine, dar e un deck cu miner. Și minerul, după cum știți, nu prea îmi place, nu prea îl folosesc, nu prea... miner. Ok, avem foarte multe counter-uri pentru... pentru Elite Barbarians, pentru multe, pur și simplu avem multe counter-uri destul de universale. Ok, să punem Goblin Gang aici. Ar trebui să scape, bun, au scăpat de prințesă. O să dăm și damage destul de bun pe... ok, nice acolo. Și hai să facem așa. Bam și bam. Ok, și punem și un Ice Spirit. Acel balon, speram ca acel balon să se ducă pe direct pe turn. Dar bineînțeles că nu se întâmple.
Ok, și minerul a dat destul de mult damage acolo, convenabil pentru mine. Ok, și hai să punem Executioner, probabil nu l-aș, n-aș vrea să-l pun, ok. Hai să ne luăm și... nu mă așteptam la asta. Chiar nu mă așteptam la asta, dar... Să zicem că a fost ok. Bam. Hai să începem din nou cu minerul. Nu știu dacă ar fi... Ar trebui să aștept mai mult până pe la 10 elixiri, adică să... Până să pun cărțile, doar că... Habar n-am cum se joacă deck-ul, pur și simplu, sunt fără... N-am nici o mică idee cum se joacă tot deck-ul ăsta. E, ar trebui să fac cycle de balon, cred. Cel mai probabil asta ar trebui să fac, dar nu... bine, că întârzie zep-ul ăla. Mă enervează foarte mult când am lag. Pur și simplu există un lag destul de mare pe orice emulator folosești și nu trimite imediat cum pui cartea jos. Și e extrem de enervant. Cred că ar trebui să fie... Nu știu, cred că acel Inferno Tower o să-mi dea cel mai mare bătăi de cap. Pentru că nu știu cum să scap de el, pur și simplu. Ok, hai să scăpăm de prințesă. Și hai să facem asta. Ok, și punem și Nice Spirit și ar trebui să fie de ajuns, please, nice. Ok, hai să jucăm încetişor. Punem un... un Knight acolo. Ok, hai să facem... Mi-a venit o idee, hai să încercăm așa. Nu știu cum ar merge, ceva de genul... Nu, Tornado, vreau să pun... Fuck! Am vrut să pun Goblin Gang, nu Tornado. Ok, și am scăpat de Inferno Tower. Bun, ai spirit acolo. De fapt, nu ai spiritul, a făcut toată treaba, dar... Băi, ce decuri, frate. Ce decuri. Nu, decul e ok. Decul e ok și încep să mă prind așa cum trebuie jucat cu el, doar că trebuie să am un cycle bun, pur și simplu, în mână. Doar că nu mă prind exact care ar trebui să fie cycle-ul pe care ar trebui să-l am. Am dat perfect zep-ul ăla, doar că... Ok, hai să facem așa, așa și așa din nou. Nu. Shit, dude. Nu, acel Inferno Tower. Ok, o să mai dăm un match. O să mai dăm un match cu deck-ul ăsta și vedem cum funcționează. Deși, mă cam îndoiesc că dacă nu mă antrenez și eu puțin cu el, n-o să fac cine știe ce. Dar din nou, un deck bunicel. Un deck bunicel. De data asta am înțeles cam cum funcționează, cam cum ar trebui să pun cărțile și cam ce ar trebui să fac și poate am o mică șansă. Oricum, trofeele momentan nu mă interesează, pot să mă duc până în arena 11 lejer, pentru că doar ce s-a resetat sezonul și acum sunt toți puși pe pușat trofee și chestii și nu prea am șanse să fac ceva. Tipii cu care mă bat sunt foarte buni, sunt gen, nu știu, sunt și din Master, sunt tip din Master cu care mă bat, pentru că se resetează trofeele și, mă rog, știți voi. Ok, hai să facem așa și așa. Oh, nu. Ba da, ok. Bun, hai că a făcut focus pe ce trebuia. Sau mai bine zis, pe ce nu trebuia pentru el. Ok, și acum o să înceapă decul să strălucească. Ca o stea. Ok, o să punem Executioner pentru minions. Nu e o problemă. Ok, și nu știu ce altceva aș mai putea să pun. Cred că o să las doar Executioner și o să aștept un răspuns de la el. Eu nu sunt obișnuit să joc așa slow, să îl așteptăm pe adversar, să vedem ce face, acum punem asta jos, vedem ce o să facă el, nu. La mine e, a pus ceva jos, eu trebuie să pun Elite Barbarians pe partea cealaltă, așa funcționează la mine deck-urile. Dar e un stil interesant de joc. Ok, avem Hogu, pentru Hogu o să pregătim Tornada. Ok, și ne-am activat King Tower, ceea ce o să ne ajute foarte mult. Probabil are și Zep, mă aștept să aibă și Zep. Dar o să fac asta, asta și o să trimit și un Ice Spirit, mai așteptăm un pic. Ok, nu contează. Come on, mamă, câte counter-uri poate să aibă? Freeze, Tornado, de toate. Tot ce trebuie contra deck-ului ăsta. Dar fiind un deck în meta, e normal să-ți faci un deck contra unui deck din meta. Deci, nu, e oarecum de așteptat. Ok, are Minions Horde, trebuie neapărat să păstrez, n-am voie să pun Executioner jos. Bine, o să-l pun acum pentru că n-am ce altceva să fac. Pot să folosesc Tornada, dar nu vreau. Ai mă, serios? Serios. Și cred că-l mut, da, l-am mutat pe partea cealaltă. Deși nu a fost tocmai ok ce s-a întâmplat acolo. Hai să dăm Goblin Gang. După care, el va da logo, eu voi da Ice Spirit, după care voi da și balonul și voi mai pune încă un Knight. Și voi pune și minerul. Ok, și acum totul s-ar putea să... Eu zic că o să meargă totul bine. Oh, shit. Hai că am făcut ceva treaba acolo.
Ice Spirit și Executioner, come on. Mi-a luat foarte mult damage, mi-a luat mult mai mult damage decât trebuia. Ok, bine că am avut King Tower activat, altfel ar fi fost foarte, foarte rău ce s-a întâmplat acolo. Nu știu ce, în afară de loc nu are niciun spell de damage așa mai masiv. Hai să punem Goblin Gang aici. Tornado, rapid, rapid, rapid. Ok, nice. Ah, și la următorul loc sunt mort. Shit, deși e un deck bun, din nou, un deck ochiuț. Doar că trebuie jucat foarte mult ca să te prinzi cam cum se joacă. Bine, probabil mulți dintre voi aveți combinația asta, aveți balon, miner, chestii, doar că eu nu știu exact cum se joacă. Dar din nou, ambele deck-uri, puteți să uitați-vă la ele și copiați-le dacă vreți să le jucați și voi, pentru că sunt două deck-uri foarte, foarte bune. Alte chestii de precizat, eu am pus, sau nu, pe undeva trebuia să fie și minion pe aici. Parcă aveam și minion, nu mai știu exact. Știu că am înlocuit ceva. Ok. În loc de Goblin Gang, inițial era Guards. Doar că eu nu pot să folosesc Guards pentru că unul amnă nu-mi place de nicio culoare, nu știu să-i folosesc. Și am și de level 1 pentru că nu-mi plac și pentru că nu știu să-i folosesc. Și aici mi se pare că la fel, tot așa Guards în loc de Goblin Gang. Dar eu zic că e cam același lucru, adică puteți să faceți cam aceleași lucruri pe care le faceți și cu Goblin Gang și cu Guards. Doar că Goblin Gang sunt puțin mai versatili, sunt puțin mai ok de avut în deck decât... Guards. Doar dacă nu cumva strategia voastră se bazează pe Guards. Și nu cred că strategia cuiva se bazează pe Guards. Dar da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam o dată de zis, eu am fost Racu și în data viitoare. Peace! Savannah.